Bună și bine ați venit pe acest canal. Eu sunt Adina, iar astăzi vă voi prezenta o loțiune autobronzantă foarte ușor de preparat. A venit căldura, am ieșit din carantină, nu suntem deloc bronzați și, bineînțeles, ne dorim un bronz natural. Această loțiune este una care nu afectează în niciun fel pielea. Are ca ingredient de bază acest self-tanner, un autobronzant organic, natural, de la Mayam. Este un ingredient de origine vegetală pentru realizarea unor creme sau loțiuni nuanțatoare sau autobronzante. Eu am folosit acest autobronzant DHA, atât în forma lui lichidă, așa cum este acesta, cât și în forma de pudră. Îl folosesc, cred că, de 6-7 ani și sunt foarte mulțumită de efectul său. Îl folosesc atât în loțiuni mai nou, cât și în creme autobronzante. Personal prefer crema, însă de această dată am puțin timp la dispoziție, așa că îmi voi prepara o loțiune care este mult mai ușoară pentru că nu presupune emulsifiere. Am această sticluță pe care am cumpărat-o recent de la Jumbo. Înclin să cred, deși nu scrie pe ea că este una de 30, 35, 40 de mililitri maxim. Am igienizat-o înainte, evident, ca pe orice recipient pe care îl folosesc. Voi lăsa, evident, ca de obicei, în descriere rețeta pe care am preparat-o astăzi. Atât pentru o preparare, prepararea unei cantități de 100 de mililitri, cât și prepararea unei cantități de 30 de mililitri, așa cum voi face eu aici. Voi începe cu adăugarea. Am această mini pâlnie și voi începe prin adăugarea autobronzantului, din care voi pune 2 ml. Am aceste recipiente. Dacă nu aveți asemenea recipiente, puteți evident folosi un cântar și veți adăuga 2,4 grame, așa cum veți găsi, bineînțeles, rețeta în descrierea prezentului videoclip. După care vom adăuga 15 ml de apă florală. Eu am niște apă florală de tei, care nu cred că va acoperi cantitatea de 15 ml, așa că voi completa cu... Ba da, am suficientă. Dacă nu mi-ar fi ajuns, aș fi completat cu apă florală de mentă sau orice altă apă florală, sau dacă nu aveți o apă florală în casă, puteți evident folosi o apă plată. Voi amesteca energic această compoziție, după care voi continua prin a adăuga 2,5-2 ml de apă plată sau orice altă apă florală. Voi adăuga două astfel de lingurițe gradate. Voi continua prin a adăuga 6 picături de conservant natural Coastguard. Eu voi folosi această cantitate destul de repede, nu cred că ar fi fost suficient, necesar, dar pentru mai multă siguranță voi face acest lucru. Am primit un mail, evident, îl auziți aici, după care vom adăuga ulei de morcov,
Am postat într-un videoclip anterior un haul de cumpărături de la BBT, când mi-am cumpărat acest ulei de morcov, nu mai amintesc prețul, a fost cumpărat acum ceva timp. El este cu pulverizator, după ce voi folosi din el, voi folosi această sticluță de 50 de ml pentru a prepara această loțiune. Kitty a declanșat, Kitty a fost cea care a umblat aici la pe lângă măsuța mea și a declanșat acel tremur al luminii. Din ulei de morcov vom adăuga 9,6 ml sau 9 grame. Eu voi alege varianta de a cântări. Practic aceasta este toată rețeta de astăzi. V-am spus de la început că este una simplă și iată că așa a și fost. Este o loțiune bifazică, în sensul că apa și uleiul nu se omogenizează, dar nu avem o emulsifiere. Vă spuneam că am făcut de asemenea crema și sunt mai mulțumită de acea rețetă, însă aceasta este una simplă și nu necesită nici foarte mult timp, nici noțiuni suplimentare. Dacă vă interesează să vă faceți crema, găsiți tot aici pe canal și vă voi lăsa în descriere link către videoclipul privind emulsifierea și voi reveni evident și cu rețeta de preparare a cremei. Această loțiune bifazică trebuie agitată energic înainte de fiecare utilizare și loțiunea o pulverizăm pe piele în mod foarte uniform, dar este foarte important ca aceasta să fie pulverizată uniform, aveți grijă să o întindeți bine și să nu scăpați nicio zonă a corpului sau a părții pe care aplicați. Și după aplicare să vă spălați foarte bine mâinile, pentru că altfel veți avea pete pe zonele acestea. Eu o aplic atunci când am timp zilnic. Dacă doriți și eu voi face acest lucru chiar acum, puteți aplica un ulei esențial parfumat. Eu am un ulei esențial de rodie care este pe lista mea de preferințe din ultima vreme. Și am adăugat 10 picături, nu va ajuta foarte mult, nu sunt fan al mirosului cremelor autobronzante, nici cele preparate în casă, nici cele cumpărate din comerț și de aceea prefer adăugarea acestui parfumant, însă mirosul pe piele va fi evident același. Aceasta este toată rețeta, sper că vi s-a părut una simplă, sper să vă achiziționați un asemenea autobronzant natural și să vă preparați. Dacă da, vă aștept cu impresii aici în comentarii. Dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, vă rog să-mi dați un like. Iar dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce postez periodic, nu ezitați să apăsați butonul de subscribe și clopoțelul de abonare. Vă aștept cu drag!